Mă întorc la Maria, pentru că, vă spun cinstit, mie mi-a fost foarte greu să urmăresc materialul cu interacțiunea lui Antonio cu domnișoara aceea. Și ați văzut că domnișoara spunea că i-a vorbit Antonio despre Maria. Cu siguranță se vor întâmpla foarte multe în următoarele ediții. Și vreau să vă rog ceva. Pe dumneavoastră, cei care îi scrieți foarte des Mariei, pe Ami, pe doamna doctorii și cei care mai sunteți, că până și eu v-am reținut în numele, vă rog din suflet să o sfătuiți pe Maria să nu mai aibă niciun fel de interacțiune cu Antonio, să nu îi mai permită să se mai vorbească despre ea cu alte domnișoare, să îl evite cât poate de mult, să-și vadă de treaba ei, pentru că dacă Maria va rămâne acolo în așteptare, cu siguranță se va da în Maria și se va spune că, vezi, doamne, nu are respect de sine, nu este vreo doamnă super elegantă care ar fi trebuit să lase capul jos și să plece, pentru că iubitul, la doar câteva ore după ce a îmbrățișat-o pe ea, s-a dus la altă femeie și s-a enamorat, ca să zic așa. Da, sunt extrem de nervoasă, nu mă așteptam, sincer, să văd astfel de materiale. Vă rog din suflet, dacă reușiți să-i scrieți astăzi, să o sfătuiți, să-și vadă de treaba ei, să nu mai interacționeze de niciun fel cu Antonio, să nu vorbească despre el în casă, mai ales cu Irina, că ați văzut-o că este maxim de fericită, să-și vadă de treaba ei și... Cu siguranță nu are nevoie de foarte multe explicații, nici să nu le caute, nici să nu le ceară, să nu mai vorbească de niciun fel, pentru că dacă va face asta, se va da foarte mult în ea, într-un sens negativ, cu toate că bărbatul ăsta, cu câteva ore înainte, deci după ce au plecat sără de la capricii, s-au îmbrățișat maxim. El o ducea în spate, și au trecut câteva ore și evident că a început întregostea la ne muna. Vă rog din suflet, atât vreau să vă rog, și așa sufletul are bucățele, n-are rost să mai sufere și din cauza publicului.